Se de că așa e totuși tradiția cutuma, dar vedeți bine, o stare de neseriozitate a determinat această situație. Pe de altă parte, domnule Fenechiu, cât de serioasă mai e această guvernare, dacă de aici înainte vor începe astfel de șicane, pentru că e evident că lucrurile de aici încolo așa vor continua, cum zicea și domnul Pălărie, cam te aștepți, adică nu e o surprindere că până la urmă doi contracandidați nu pot guverna împreună bine. Bun, acum domnul Ciolacu ne-a vorbit în perioada campaniei electorale despre colaborarea competitivă. Da? Ne-a vorbit despre faptul că noi putem fi partide de guvernare, putem avea liste comune în anumite locuri, dar în materia alegerilor locale venim cu cei mai buni candidați, cei mai buni să câștige, noi fiind într-o evident polemică pentru a câștiga cei mai buni. Eu cred că și în materie prezidențială, din competiția asta, trebuie să câștige cei mai buni. Cei mai buni sunt cei care pot face ceva pentru România. Iar în momentul în care Nicolae Ciucă este în spatele lui Biden și lângă Zelensky, poate că nu e întâmplător. Poate că demersurile și poziția lui Ciucă vis-a-vis de Ucraina, din perioada când era prim-ministru și ulterior, au jucat un rol foarte important în poziția lui, în poza aia. Pe de altă parte, poate că poziția lui în poza aia este un mesaj și un semnal destul de clar pentru care oamenii ei dau în legătură cu oamenii în care au încredere din România. Și asta este poziția lor. Pentru că dacă Biden s-ar fi opus, cu siguranță lucrurile n-ar fi stat așa. Nu Biden, Departamentul de Stat, Departamentul Apărării. Deci este o acreditare pentru domnul Ciucă, faptul că a fost îngăduit în prezența domnului Biden și, sigur, în prezența și domnului Zelensky. Dar n-aș zice îngăduit, eu aș zice chiar invitat. A, invitat, pentru ok. Pentru că în momentul în care ai un partener care a jucat corect din toate punctele de vedere, care e și militar, da, care și-a verificat corectitudinea începând de la Fallujah în Afganistan și ulterior, până în momentul când este astăzi președintele Senatului, eu cred că în lumea civilizată se merge foarte mult pe predictibilitate și pe lucrurile care au mers. Să salutăm și pe domnul Bodo, care ni s-a